Europeană din 2007, fost comisar al cercetării Ianis Popoști, a creat un grup de lucru format din economiști care să răspundă la o întrebare. De ce Europa înregistrează cheltuieli foarte mari la capitolul cercetare-inovare? Să exemplu, doar fostul program cadru 7 avea în jur de 57 de miliarde de euro pentru cercetare colaborativă pan-europeană, însă această sumă reprezentată la 2% din cheltuielile generale ale statelor membre pentru cercetare-inovare. Însă companiile pleacă și se realizează, și realizează deci, potențialul economic în state, în SUA sau okay, în Asia și pe alte piețe. Deci, unde este veriga lipsă? Economiștii au avut în fruntea acestui grup de lucru a fost Dominic Fore de la Ecole Polytechnique de Lausanne, din Elveția. În câțiva ani au venit cu acest concept de specializare inteligentă, promovând ideea ca inovarea, în general, să fie ancorată în realitățile regionale. Cele mai multe ori, regiunile își stabilesc în calitate de prioritate niște domenii foarte mari, destul de fancy, destul de trendy, cum ar fi ICT, nanotehnologii, însă nu există un lanț valoric la nivel de regiune respectivă, din cercetare până în producere. Astfel încât, de multe ori, cunoștințele care se obțin într-o regiune nu sunt valorificate sau sunt valorificate pe alte piețe, cum am menționat. Ei au considerat necesar ca investițiile alocate de către Comisia Europeană și de către țările membre pe segmentul de cercetare inovare să fie ancorate pe realitățile regionale, să țină cont de provocările existente în regiunile respective și de potențialul economic existent. În 2014, când a fost lansat nou cadru bugetar, 2014-2020, Comisia Europeană a introdus o condiționalitate ex ante, deci ca țările membre UE să poată beneficia de fonduri structurale pe segmentul de cercetare inovare, ei trebuie din start să dezvoltă o astfel de strategie de specializare inteligentă. La momentul, dar privind puțin făcând un racurs în viitor, la moment sunt în curs de implementare în jur de 120 de strategii de specializare inteligentă, atât la nivel regional cât și la nivel național, fiindcă unele țări membre mai mici, au luat decizia ca să nu disemineze atât potențialul științific cât și cel economic și să creeze astfel de strategii la nivel național. Cu un buget total de 64 de miliarde de euro, cu tot cu finanțare în jur de 80 de miliarde de euro. În cadrul regulamentului Comisiei Europene pentru Fondul de Dezvoltare Regională a UE, au fost stabilite detaliile acestei condiționalități. Deci, astfel de strategii de specializare inteligentă pot constitui documente separate, numite strategii de specializare inteligentă sau S3, cum mai sunt, RIS3, cum mai sunt numite, sau poate lua forma unei strategii de cercetare inovare regională sau națională în baza acestor principii. Deci sunt câteva elemente definitorii. Deci, în primul rând, procesul este anticipat pentru o analiză SWOT a punctelor forte și punctelor slabe, existente atât componenta de cercetare, cât și cea de inovare, cât și mai ulterior mediul economic. Sunt delimitate în cadrul procesului de descoperire antreprenorială la care ați fost astăzi invitați, sunt identificate un număr foarte limitat de priorități, în jur de 4-5. Ok, țările care stabilesc astfel de priorități la nivel național pot să ajungă până la 7, chiar Grecia 8, unele țări mai, în 8 maxim. Strategia este însoțită de un mix de politici, care are drept scop implementarea acestei viziuni strategice în practică. Fiindcă o să vedeți ulterior, în a doua jumătate a evenimentului, când o să vă prezint priorități sau nișe de specializare inteligentă a țărilor membre, o să vedeți că gradul de dificultate acestora diferă foarte mult. Sunt nișe de specializare inteligentă care țin de dezvoltarea infrastructurii, sunt nișe care țintesc dezvoltarea capitalului uman sau dezvoltarea de noi tehnologii și produse.
Și un element foarte important, aceste strategii conțin în mod obligatoriu un mecanism de monitorizare. Practic, strategiile sunt elaborate pentru o perioadă de 7 ani. La 3 ani, ele trec prin procedura de evaluare intermediară, care ajută autoritatea de management respectivă, la nivel regional sau național, să modifice sau să actualizeze nișele de specializare inteligentă. Ori, ele având la bază cercetare și inovare, care este un domeniu foarte dinamic, ceea ce era o soluție inovațională cu 3 ani în urmă, poate deja intra în producere sau poate deja fi aplicată în practică, sau anumite domenii emergente care erau doar semnale slabe la începutul procesului de programare, acum sunt tehnologii maturi și sunt pe piață. Ok, câteva noțiuni generale de care se ține cont în procesul de elaborare. Deci, existența unei mase critice pe nișa respectivă sau în domeniul respectiv, atunci când ai o companie, două, sau ai un centru de cercetare care are un laborator sau o infrastructură dedicată unui subiect, este foarte greu să argumentezi necesitatea introducerii acestui domeniu ca unul de specializare inteligent, fiindcă nu ai lanțul valoric respectiv, nu ai externalitățile în mediul de afaceri. Procesul de elaborare are la bază un șir întreg dovezi, unele din ele pentru Republica Moldova o să le prezentăm astăzi, așa numit proces de cartografiere, un dialog continuu pentru în procesul de elaborare și implementare, acest exercițiu de dezvoltare de descoperire antreprenorială nu este un singur eveniment, sunt un șir de seminare tot în procesul de elaborare, la care o să asistați, dar și în procesul de implementare, fiindcă autoritățile care ulterior vor dezvolta instrumente de finanțare în vederea susținerii acestor nișe de specializare inteligentă se vor consulta cu dumneavoastră atunci când este vorba de elaborarea programelor de granturi, selectarea acestora, monitorizarea sau ulterior modificarea acestor nișe de specializare inteligentă dacă apar sau se dezvoltă tehnologiile care stau la baza acestuia. Este, după cum am menționat, un proces de transformare economică bazat pe cunoaștere, bazat pe inovare, o politică inovațională concentrată spațial, care ține cont de realitățile existente în țara sau regiunea respectivă, adică se trece dincolo de imitarea simplă a unor priorități care sunt în trend la nivel internațional. Și este un proces de dialog public-privat, un proces care cuprinde nu doar instituțiile publice, dar și mediul de afaceri, care se consideră a fi cel mai important repozitor de cunoaștere atunci când vorbim despre dezvoltarea proceselor economice. Inițial s-a pornit de la conceptul de politici de specializare inteligentă, care ar pune valoare pe activele existente într-o regiune, mobilizează agenții economici locali și deci este, are la bază selectarea activităților economice, unui număr limitat de activități economice. Menționez acest lucru, fiindcă atât colegi din țările UE, cât și cred că noi o să ne confruntăm cu discuții aprinse pe marginea identificării acestor nișe. De obicei, noi fiecare dorim ca domeniul nostru să fie în top și, dacă e posibil, să fie toate și să ne cuprindă pe toți. Strategiile de specializare inteligentă sunt RIS-3 și din considerentul că țările UE sunt mai avansate decât noi, deja sunt la 3 iterații. Practic, din 2000 până în prezent au fost deja 2 cicluri de politici inovaționale, regionale și naționale. De ce anume specializare inteligentă? Și aceste lucruri cred că sunt elocvente și pentru Republica Moldova. Deci imposibilitatea de a finanța toate necesitățile sectorului public. Adică uneori ești în poziția în care să dai de 10 lei fiecăruia, să menții la suprafață, adică în reanimare toate domeniile, sau să concentrezi resursele pe niște domenii emergente, unde ai plus valoare, unde ai externalități economice, unde vei avea o valoare adăugată înaltă. Necesitate pentru rezultate și impact, o să vă prezint după masă cum aceste nișe de specializare inteligentă se transformă ulterior în proiecte, fiindcă finalitatea nu este identificarea unor nișe
frumoase, care sunt înscrise într-o strategie și deci, sunt adoptate în bază de consens. Ulterior, în baza acestor niște specializări inteligente, se lansează apeluri de proiecte în vederea realizării sau implementării practice acestor niște specializări inteligente sau a creierii unor parteneriate publici private în vederea implementării acestor. Ok, puțin din lipsa de încredere care este caracteristică dialogului dintre diferiți actori, datorită faptului că acesta este un proces inclusiv, ca și evenimentul de astăzi, reprezentanții diferitor instituții, diferitor medii, experți, purtători de cunoștință și expertiză, sporește acest grad de încredere. Complexitatea sistemelor de inovare, pe lângă, din păcate, la noi în foarte multe documente de strategie, când vorbim de inovare, vorbim exclusiv de inovare tehnologică. Pentru inovarea tehnologică este și inovarea socială, care de asemenea poate avea niște externalități foarte importante în ceea ce ține de inovare de servicii, inovarea inclusiv și de produse. În cadrul strategiei de specializare inteligentă, aceste tipuri noi de inovare sunt de asemenea incluse. Cu datele o să vorbim mai târziu și aș dori să menționez abordarea transversală a acestui proces. Practic, au fost discuții foarte mult timp legate de faptul că țările au de obicei strategii de cercetare inovare, strategii de industrializare, strategii de dezvoltare mediului de afaceri, de digitalizare, deci un șir întreg de strategii. Erau discuții, unii se încadrează specializare sau strategii, specializare inteligentă în tot acest neant. Realitățile diferă de la țară la țară. De fapt, spre exemplu, Slovenia, o țară destul de avansată și inclusiv din punct de vedere industrial, au luat decizia ca din 2020, în nou ciclu financiar, să fie o singură strategie de specializare inteligentă care se cuprindă elemente din celelalte strategii. Strategia de inovare, de cercetare, de digitalizare, de dezvoltare mediului de afaceri. Spre exemplu, Serbia, care este la moment în proces de elaborare a strategiei de specializare inteligentă cam la nivelul nostru, deci ei au creat un grup comun de lucru dintre reprezentanții ai Ministerului de Resort în domeniul industriei și cei responsabili de cercetare și inovare, de asemenea pentru a avea o viziune unică. Cam asta ar fi cadrul logic al strategiilor de specializare inteligentă. Deci sunt strategii care țin cont de potențialul economic, inovațional, științific existent într-o țară sau într-o regiune, de asemenea de provocările societale existente, dacă făcând o paralelă cu Republica Moldova, adică noi am avut în decembrie o primă iterație a Institutului Copilului Antreprenorial pe biomedicină și sănătate. Desigur, atunci când bolile cardiovasculare constituie cauza numărul 1 pentru mortalitatea prematură, da? Precoce, nu știu. Desigur că trebuie să ținem cont și de astfel de provocări societale existente în țară sau regiunea respectivă, atunci când elaborăm niște dispozitive inteligente. De obicei, specializarea inteligentă oferă oportunități de dezvoltare a lanțurilor valorice existente. Nu este întotdeauna cazul ca să fie elaborate niște nișe de specializare inteligentă totalmente noi. Și aici este foarte important rolul ICT în calitate de facilitator. De multe ori se cuplează anumite specializări deja existente, cum ar fi, spre exemplu, ICT cu bolile cronice, da, cu sănătate, sau ICT cu agricultură, sau patrimoniu cultural cu ICT, cu TIC, da, pentru a identifica o nișă de specializare nouă. Sau unei nișe, ai oferi o nouă valoare unei nișe de specializare sau unei specializări existente deja în țara respectivă. Și o să vorbesc puțin mai târziu, practic, Comisia Europeană promovează sau deja a creat câteva platforme de specializare inteligentă transnaționale.
Adică a creat clustere de regiuni care au aceleași specializări inteligente, aceleași nișe specializare inteligente pentru a facilita procesul de elaborare a proiectelor transnaționale. Spre exemplu, cei din nu știu, care fac quantum computing, da? Câteva regiuni europene sau cei care fac nanowires, creează, în baza nișilor regionale sau naționale de specializare inteligentă, creează niște consorții și lansează în interiorul acestor consorții de regiuni sau țări care au aceeași specializare, proiecte concrete pentru a nu dubla eforturile intelectuale și pentru a eficientiza utilizarea resurselor, inclusiv cele financiare. Și, practic, se creează niște value chains, niște lanțuri valorice pe un anumit domeniu de specializare transnaționale, fiecare găsindu-și propria poziție în acest lanț valoric. Ok, actorii implicați în acest proces sunt actorii responsabili, sunt implicați în dezvoltare economică, cercetare, inovare, clustere, modernizare industrială, reprezentanții administrațiilor regionale, locale, ADR-urile, de partea de mediu de afaceri, asociații, clusteri, camere de comerț, companii, cheie, reprezentanții mediului academic, instituții și stat deținători de brevete și, desigur, societatea civilă sau societatea în general în calitate de utilizatori. Aici ar fi cam de ce este important participarea pentru fiecare în acest actor. Este un proces foarte util de a cunoaște nevoile și necesitățile, dar și potențialul fiecare domeniu în parte și a lansa niște parteneriate foarte axate pe proiecte concrete. Vreau să spun că anul trecut Biroul Național de Statistică pentru prima dată a făcut o analiză a activității inovaționale în cadrul întreprinderilor de Republica Moldova pentru perioada 2015-2016 a fost date colectate și în cadrul întreprinderilor care au declarat anumite activități de inovare, servicii sau produse, doar 23% din ele au elaborat aceste inovații împreună cu reprezentanții mediului academic autohtone, adică cu universitățile sau institute de cercetare. Deci, practic, dialogul sau colaborarea dintre mediul de cercetare și mediul economic este la o fază foarte incipientă. Rolul universităților, aici este doamna rector Șarnă, poate ulterior mai târziu v-am menționat, despre cea de-a treia misiune a universităților, pe lângă misiunea de a educa, de a forma cadre, misiunea de a cerceta și a oferi noi cunoștințe, cea de-a treia misiune este așa numită misiune societală, atunci când se elaborează sau se dezvoltă externalități către societate. Universitățile sunt în poziție foarte bună de a influența atât cererea cât și oferta de inovare și cred că Republica Moldova este foarte mare de a fi implicată în acest proces. Etapele dezvoltării unei strategii de specializare inteligentă, da, la moment există o condiționalitate ex-ante ca toate țările și regiunile europene să aibă astfel de strategii de specializare inteligentă dacă, repet, doresc să obțină fonduri structurale dedicate acestui subiect. Însă Comisia Europeană în 2017 a venit cu ideea ca să piloteze un astfel de exercițiu și pentru țări din afara Uniunii. La momentul respectiv au fost selectate 3 țări, Serbia din pachetul enlargement, pachetul extindere, Republica Moldova și Ucraina din politica europeană de vecinătate. Ideea era ca să încercăm să concentrăm resursele publice și private alocate cercetării inovării pentru a obține impact economic. Între timp, lucrurile au luat o altă dinamică. Serbia deja are o perspectivă foarte clară în 2025 să obțin calitate de membru. Și Comisia Europeană a inclus specializarea inteligentă în calitate de condiții și pentru țările care doresc sau sunt în acest pachet de extindere, astfel încât din țările Balcanilor de Vest, în proces de elaborare, sunt strategii de specializare inteligentă în Serbia. Muntenegru o prezintă mâine în guvern. Deci ei, practic, au fost cei mai rapizi. Nu, procesul a durat 2 ani. Rapizi în guvern a unui proces
obișnuit. De asemenea, deci Macedonia de Nord este un, și Albania sunt la etapa lansării exercițiului de descoperire antreprenorială. Ucraina a ales calea selecția 4 sau 5 regiuni pilot în care vor pilota acest concept, ca ulterior să le extindă pe celălalt 20. Deci pentru țări precum Republica Moldova mai există încă o etapă care se numește consolidarea capacităților instituționale, adică instruirea reprezentanților autorităților publice pentru a prelua acest concept și a-l integra în matricea de politici locale. Deci, prima etapă, în mod obișnuit, este analiza contextului regional și a potențialului pentru inovare, așa numit proces de cartografiere, care țintește analiza potențialului de cercetare, inovare și economic, crearea unei structuri inclusive de guvernanță, în cele mai multe cazuri se creează un comitet național de specializare inteligentă, unii dintre actorii principali și există un comitet tehnic. Din o să vedeți, activitatea este destul de laborioasă, inclusiv și la partea de cartografiere. Deanu o să vă povestească chinurile facerii acestui proces. Este o activitate care ține de colectarea unor date care sunt dispersate la diferite instituții, diferite anchete și așa mai departe. Aceste structuri de inclusiv de guvernanță nu au de obicei se instituționalizează și ulterior pe lângă ministerele de profil, Ministerul Educației și Cercetării sau Ministerul Economiei, ele au forma unor comitete de inovare care au rol consultativ atunci când ministerele pe parcursul implementării au nevoie de un input din partea experților. Producerea unei viziuni comune privind viitorul regiunii și țării, deci unii ne poziționăm noi ca și regiune sau și țară în acele lanțuri valorice europene și internaționale, selectarea unui număr limitat de priorități pentru dezvoltare sau așa numitele nișe de specializare inteligentă, deci nișe nu sunt elaborate la nivel de sector, dar la nivel de activitate. Discutam cu colegii din Grecia, ei au mers la trei iterații, adică a fost sectorul, activitatea și nișa de specializare inteligentă. Au spus că au vrut să granuleze mai departe aceste proiecte, dar deja părea public procurement, adică era prea specific și nu era destul de participativ sau destul de deschis acest proces. Foarte important, stabilirea unui mix potrivit de politici. După cum vă spuneam, stabilirea priorităților per se nu este finalitatea procesului. Ulterior, autoritățile naționale, în baza acestor nișe, dezvoltă niște instrumente de finanțare, fie că este vorba de finanțarea transferului de tehnologii sau dezvoltarea capacităților umane. O să vă prezint, adică, în dependență de input-ul meu sau de input-ul exercițiului de descoperire antreprenorială, autoritățile iau decizia lansării unuia sau altui instrument de finanțare, în dependență de punctele slabe identificate sau punctele emergente sau domeniile emergente identificate. Și integrarea mecanismului de monitorizare și evaluare, un element foarte important și un element continuu. Practic, vorbeam cu cineva din regiunea Lombardia, din Italia, una din cele mai industrializate regiuni italiene, în cadrul guvernului lor regional, ei fiind regiune autonomă, au câteva persoane care, în mod constant, analizează statistica regională la capitolul dezvoltare, activitate economică, cercetare, inovare, pentru a identifica anumite domenii sau numite nișe emergente. Adică nișele care au înregistrat într-o perioadă relativ scurtă de timp o creștere culminantă. Și practic statul canalizează resursele publice pentru a susține acele domenii. Fiindcă ei consideră că dacă domeniul este ok și se dezvoltă de la sine sau datorită forțelor pieței, statul nu trebuie să intervină. Adică piața dictează. Dar acele domenii emergente care au un grad foarte înalt de risc, ele trebuie să fie susținute de către investițiile publice. În plus, deci, această monitorizare continuă le permite să introducă acest caracter de agilitate, da, agile, adică atunci când, flexibilitate, atunci când datorită unuia sau altuia,
unii sau alte circunstanțe, domeniul nu merge, nici anul nu merge, sau, spre exemplu, în 2013, ceea ce era foarte relevant sau ceea ce era la frontieră, cum spun cercetătorii, deja s-a dovedit, sau piața a dovedit că nu este fezabil din punct de vedere economic. Atunci ei pur și simplu închid, au acest caracter de experimentare, închid nișa sau modifică nișa respectivă sau o schimb prin alta. Adică este un proces continuu de experimentare, aș spune eu. Prima etapă, cartografierea, ar fi cam atunci când noi am pornit să facem această cartografiere, cam astea au fost punctele care au fost la bază în cartografiere. Deci identificarea punctelor forte ale cercetării, da? Zonele care cresc dinamic, sectoarele active, sectoarele cu avantaj competitiv internațional, da? Punctele de congruență dintre cercetare și economie, nișele internaționale, da? Și provocările societale, care sunt foarte importante și a determinat creșterea de produse inovaționale. Ok. Deci acestea sunt elementele care influențează procesul de cartografiere și practic sunt evidențele necesare în lansarea exercițiului de descoperire antreprenorială a sistemului astăzi. Specializarea economic-științifică inovațională, marile provocări societale existente în țara sau regiunea respectivă, tehnologiile generice esențiale, cele 6, da, nano, bio, advanced manufacturing și așa mai departe, lanțurile valorice globale, tendințele și provocările viitoare și benchmarking internațional de cele mai multe ori, în vederea identificării poziționării concrete, statele apelează la acest benchmarking dintre regiuni care au același profil economic din alte țări. Ok, deci pe lângă analiza cantitativă, de multe ori se practică și analiza calitativă, interviuri în profunzime, focus grupuri și studii de caz. Noi am avut cazul ăsta, un exemplu destul de interesant în zona de sud de Ana, mi se pare că, unde există o singură, unică rafinărie din Republica Moldova și atunci când ne uitam pe indicatorii statistici, da, eram așa ca țările golfului, adică... Când comparam regiunea respectivă cu celelalte regiuni, adică compar 0 cu 1, acolo era o creștere, da, și experții străini se uitau și se înțelegeau cam bine, avem oil și... De asta este foarte important să fie și interviuri în profunzime cu reprezentanții domeniilor cheie și anumite studii de caz atunci când sunt domenii care prezintă interes pentru o țară sau regiune respectivă. Deci elementul definitoriu și faptul practic care este know-how-ul acestui proces de specializare inteligentă este exercițiul de descoperire antreprenorială. Este un proces inclusiv, de jos în sus. O să vedeți și astăzi, pe parcursul zilei, cum are loc activitatea în cadrul acestui exercițiu. Deci o atmosferă de încredere. Totuși se spune discuții, deci astăzi rugămintea mea este ca să faceți abstracții de apartenența dumneavoastră instituțională și să gândiți puțin așa, out of the box, fiindcă inovarea modernă cel mai multe ori apare la frontiera dintre disciplini, dintre domenii și să priviți lucrurile puțin mai larg. Ok, aici o să trec puțin. Deci EDP-ul este important atât la etapa elaborării, la etapa la care ne aflăm astăzi, fiindcă aici noi o să discutați despre priorități, inclusiv criteriile de selecție ale acestor priorități, dar este foarte important și în procesul de implementare a specializării inteligente. După cum vă spuneam, unele țări, sau marea majoritate a țărilor au instituționalizat EDP-urile sau grupurile de lucru ale EDP, ele reunindu-se periodic, spre exemplu, în unele cazuri se reunesc anual pentru a identifica evoluțiile existente pe nișa respectivă, din punct de vedere a cercetării, inovării sau activității economice. Altele au devenit un fel de consilii consultative pe lângă autoritățile de management și care se expun atât în procesul de elaborare a schemelor de finanțare, dar și în procesul de selectare ulterioară a proiectelor.
Aici este un exemplu a metodologiei aplicate în cadrul exerciții de antreprenare, de descoperire antreprenorială a regiunii Nord-Est, colegii noștri practic care sunt peste Prut, dar eu am înțeles de la Igor că mai mult sau mai puțin aceeași va fi și logica exercițiilor de astăzi. De fapt, sunt două abordări aplicate de țările care au elaborat sau elaborează un astfel de strategii de dezvoltare inteligentă, de stresare inteligentă. Ori sunt identificate provocările existente în regiunea sau în țara respectivă, da? Cum ar fi cazul ăsta, și se începe de la astfel de provocare. Dacă țara, spre exemplu, are deșeuri obținute pe urma activităților agricole, da? Sau... atunci, sau îmbătrânirea populației, sau bolile cronice, sau insuficiența sau calitatea apei, da? Care lasă de dorit. Se pornește de la provocarea respectivă și se identifică soluții până se granulează la niște proiecte sau niște parteneriate foarte concrete dintre instituții, agenții economici care vor veni să implementeze niște proiecte ce țințesc în soluționarea sau atenuarea provocării respective. Deci asta ar fi o abordare. A doua abordare ține de identificarea tendințelor tehnologice mari. Noi suntem o țară mică, piață mică, comunitate științifică mică, dar sunt niște tendințe internaționale, sunt niște tendințe regionale care ne afectează și pe noi. Adică, chiar dacă nu avem strategie națională de inteligență artificială, aceste lucruri ne influențează și pe noi, dacă nu ca și generator, ca și utilizator ulterior. Deci, se identifică aceste nișe sau aceste mega tendințe internaționale, mondiale, ulterior țara sau regiunea respectivă și identifică locul său în tendința respectivă. Adică unde noi avem potențial pentru a ne încadra în acel lanț valoric pan-european sau internațional. Ca să exemplific, am prezentat aici o schemă a exercițiului de descoperire antreprenorială dintr-o regiune franceză. Da? Adică a fost realizată cartografierea respectivă la început, da? Au fost identificate activele regionale existente, cele economice, cercetare, inovare, s-a ținut cont și de provocările societale în regiune respectivă, tehnologiile generice existente, oportunitățile de piață internațională. Ulterior au fost organizate seminare tematice. Au fost definite domeniile potențiale de specializare în prima iterație. Deci nu este doar un singur... sau la o singură reuniune nu o să ajungeți de la viziune până la proiect. Deci este un început. Spre exemplu, vă spuneam că Muntenegru săptămâna aceasta adoptă strategia de specializare inteligentă. Ei au avut 63 de seminare. Deci ei tot au 4 priorități. Au avut 63 de seminare cu 100 de participanți. Adică sunt câteva iterații pe fiecare domeniu în parte. Au fost propuse prioritățile, ele au fost ulterior de către autoritatea regională de management, au fost filtrate, da? Au fost câteva criterii, deci a fost un studiu Delphi cu comunitatea generală, s-a văzut dacă există un avantaj competitiv al regiunii, există o masă critică și există deja un grad înalt de cooperare. Adică dacă mediul de afaceri împreună cu cel de cercetare deja au anumite proiecte sau anumite activități colaborative pe domeniul respectiv. Okay. Au fost propuse priorități, pentru fiecare prioritate a fost elaborat un roadmap, o foaie de parcurs a evoluției acestei priorități tentativ. Da? Adică nu este, vă spuneam, lucrurile pot să evolueze foarte mult, mai ales când este vorba de cercetare și inovare. Au fost propuse niște scenarii pentru fiecare din priorități și pentru a testa viabilitatea nișilor identificate, au fost lansate câteva proiecte generice pentru fiecare prioritate în caz. Deci e foarte important această mindset sau această abordare de experimentală. Deci nu se fixează prioritatea și ne întâlnim peste 7 ani să vedem indicatorii statistici. Ok, deci cam
cum se ajunge de la un nivel strict de sector la un nivel de activitate. Exemplu sau cazul unei regiuni europene care are potențial în tip energie și tehnologie avansate, advanced manufacturing, tehnologie, avansate de fabricare, și au ajuns la un nivel de activitate, la o nișă de specializare inteligentă, numită tehnologie avansată de fabricare pentru domeniul energiei aplicabile în condiții extreme. Deci este o regiune din Norvegia care extrage petrol și, practic, este un domeniu existent. Alt exemplu practic a unei regiuni care are un nivel înalt de producție și ocupare în agricultură și procesare. La nivel de cercetare, există un cluster biotech în regiune. Iar la nivel de provocare societală, regiunea se confruntă cu obezitate și boli cronice. Astfel încât ei au, la confluența acestor domenii deja existente de specializare, în calitate de prioritate de specializare inteligentă, ei au identificat alimente funcționale pentru bolnavi cardiaci. Deci, ulterior, în baza acestei nișe de specializare, vor fi lansate apeluri pentru propuneri concrete de proiecte și vreau să spun că aceste proiecte, prin definiție, sunt colaborative, adică nu trec filtrul inițial proiectele care nu au participanți sau nu au echipe atât din mediul de cercetare, cât și din mediul afaceri, din mediul economic, din societate civilă, adică se pune accentul pe domeniul colaborativ. Ce privește Republica Moldova? La nivel de politici există câteva angajamente pe lângă foaia de parcurs pentru implementarea acordului de asociere. Noi suntem membri a Parteneriatului Estic. Acum 2 ani a fost elaborat un document numit 20 Deliverables for 2020 către țările membre a Parteneriatului Estic și Comisia Europeană. Deci până în 2020 a fost fixat ca cel puțin 2 țări să dezvolte astfel de strategii de specializare inteligentă. La moment suntem noi, Ucraina și discuțiile inițiale sunt purtate cu George. În cadrul strategiei pentru Dunăre, pentru zona, regiunea dunăreană, există mai multe arii prioritare, una dintre care cea dedicată societății cunoaștere a fixat în calitate de obiectiv dezvoltarea strategiilor RISC pentru toate țările dunăreene până în anul 2020. Deci anume specializarea inteligentă. Aici este un extras din raportul global al competitivității 2018. La TIC stăm bine, în sensul cu penetrarea tehnologiilor TIC. Din 140 de țări, noi suntem pe locul 129 în ceea ce privește creșterea numărului de companii inovative. Companii care asigură sau adopt tehnologii disruptive, locul 91. În ceea ce privește inovarea, locul 136 din 140 atunci când vorbim de clusteri, locul 117 din 140 atunci când vorbim de colaborare dintre actori multiple. Eu nu știu, Igor, voi nu știu dacă înregistrați, spui care e numărul proiectelor transfer tehnologic anul curs sau anul trecut. Nu, e un număr foarte mic, adică asta cred că și... 10. Și calitatea instituțiilor științifice, locul 106 din 140. Și după cum vă spuneam, inclusiv studiul național, cred că aduce un argument în plus de ce este necesară asigurarea acestui dialog dintre mediul de afaceri și mediul de cercetare. Doar 13% din cei care au inovat în domeniul produselor sau proceselor au colaborat cu universitățile și instituțiile de cercetare. Adică gradul sau dialogul, gradul de colaborare este destul de... În 2016 am avut un peer review a Sistemului Național de Cercetare și Inovare, una din concluzii, din recomandări, fiind includerea politicii de cercetare și inovare în strategia generală de dezvoltare economică a țării. Experții internaționali au sugerat că ar fi foarte util pentru noi să privim cercetarea și inovare ca și investiție în viitor, dar nu ca și cost social. Adică suntem la capitolul și altele.
Cercetarea inovare este considerat la nivel european și în calitate de motor de creștere, regional recunoscut. Și ca și Moldova să se dezvolte pe același trend, există necesitatea revizuirii urgente a condițiilor pentru inovare și aplicarea unui set coerent de măsuri pentru crearea stimularea unui mediu favorabil implicării întreprinderilor în activități de cercetare și inovare. Deci asta a fost practic un trigger și mai mult de ce noi am adoptat specializarea inteligentă. Am organizat un șir întreg de seminarii încă din 2016 pentru întreaga regiune, pentru a sensibiliza inclusiv opinia publică națională despre necesitatea abordării acestui concept. În comun cu experții europeni, cei de la Centrul Comun de Cercetare Comisiei Europene, care practic asigură secretariatul platformei de specializare inteligente, pan-europeni, ei oferind asistență metodologică tuturor regiunilor și țărilor. Ca să anticipez puțin prezentarea doamnei Șabra privind documentul de politici, care este parcursul unei astfel de strategii? Regiunea sau țara elaborează strategia, o consultă cu toți, cu participarea tuturor actorilor, o consultă la nivel național, după aceasta o expediază Comisiei Europene pentru observații pe marginea acestuia, după care o adoptă, iar ulterior strategia respectivă este supusă unui proces de peer review de către colegii din regiuni sau țări care au mai mult sau mai puțin același profil de cercetare, inovare, economic ca și regiunea respectivă, pentru a veni cu un input de la egal la egal, da? Peer learning. Deci noi am dezvoltat o astfel de roadmap, de foaie de parcurs și pentru Republica Moldova. Deci unde noi suntem în toată această matrice de elaborare a politicii, deci EDP-ul, în rezultatul care va fi elaborată viziunea comună per domenii și ulterior vor fi identificate prioritățile pentru domeniile selectate. În calitate de date, dovezi, în procesul de cartografiere, noi am utilizat practic trei documente, dar două au fost elaborate exclusiv pentru acest proces. Am beneficiat de expertiza domnului Hugo Hollanders, care este expertul Eurostatului pe Regional Innovation Survey, pe ancheta inovațională regională, cei care colectează anual date de la regiuni și state privind activitatea inovațională și fac Innovation Scoreboard, apropo, a fost publicat săptămâna aceasta. El a făcut o cartografiere a potențialului economic, inovativ și științific a Republicii Moldova, în baza datelor oferite de Eurostat, dar și a datelor existente în bazele internaționale. Ulterior, în 2018, Siris Academic, o companie spaniolă implicată în Big Data Analysis, au făcut o analiză în profunzime a domeniilor identificate de către Hugo în cadrul analizei generale, venind cu niște input-uri deja mai concrete pentru fiecare domeniu în parte, și am utilizat și datele raportului BNS pe care am menționat deja anterior. Acestea este sumarul rezultatelor studiului din 2017. Aici puteți vedea care au fost domeniile prioritare identificate cu parte de cercetare în baza publicațiilor internaționale. Care au fost domeniile economice, deci în baza indicatorilor ocupării forței de muncă, cifre de afaceri și salariilor, și care sunt domenii identificate pentru inovare în baza datelor oferite de AGP privind prevederi. Rezultatele au fost prezentate la conferința anuală a IMM-urilor. În 2018 am mers puțin, am avansat în baza datelor oferite de către Hugo și au fost, deci Siris a privit, Siris a analizat proiectele naționale de cercetare, a analizat publicațiile naționale, a analizat încă o dată baza de date a patentelor pentru a veni cu o listă mai
exactă a unor potențiale domenii de specializare inteligentă care vor sta la bază sau deja stau la bază exercițiilor de descoperire antreprenorială, vedeți aici și domeniul ICT. Este o scară de gradație general acceptată, domenii care sunt mai mult orientate spre cercetare sau vin pe zona de cercetare și cele care sunt mai relevante pentru zona economică, da? Sunt mai mult tehnologii oriente, în baza, deci această poziționare se face în baza input-ului inițial, adică dacă domeniile sunt mai mult vizibile din publicații sau proiecte naționale, cercetare sau internaționale, sau sunt mai mult vizibile din partea de patente, da? Deci, vedeți aici poziționarea fiecărui din cele domenii de identificație. TIC-ul, aici, Diana, cred că tu ai să vorbești mai mult, la specific TIC-ul. De asemenea, a fost efectuată o cartografiere a actorilor relevanți pentru fiecare domeniu, deci ați fost inclusiv și dumneavoastră selectați în baza acestei date. S-a făcut un ranking a experților care au publicații, au patente sau respectiv sunt activ cu partea de dezvoltare economică. Există foarte important și foarte interesant inclusiv pentru exercițiul de astăzi. Au elaborat și un tool, un instrument de vizualizare. Aici puteți să vă selectați domeniul dumneavoastră, să vă selectați regiunea, pentru că datele au fost inclusiv agregate pe regiuni și să vedeți cine cu cine colaborează, unde sunt mai multe publicații, care sunt instituțiile care au mai multe publicații, care sunt instituții care au mai multe patente pe domeniile respective. Deci este un instrument foarte util, inclusiv pentru în procesul de elaborare a politicilor ulterioare. Deci, în exercițiul de astăzi, este foarte important să evitați această mentalitate departamentală. Vreau să faceți abstracție pentru o zi de apartenență dumneavoastră instituțională și să priviți puțin lucrurile ansamblul lor sau ținând cont și de domeniile colaterale. Este foarte necesar să dezvoltăm această cultură a politicilor bazată pe dovezi. Multe țări s-au confruntat cu problema intereselor participanți sau permanență, adică atunci când ai la masă reprezentanțe, spre exemplu, industriilor mari care pot canaliza dialogul pe domeniile de interes pentru ei. Este foarte important să fie acest balans al intereselor și al actorilor prezenți. Ei, important este atragerea reprezentanților mediului de afaceri. În exercițiu de descoperire antreprenorială, mediul de afaceri este veriga cheie, fiindcă reprezentanții mediilor de afaceri cunosc foarte bine care sunt piețele, care sunt piețele emergente, care este concurența pe piețele pe care noi le țintim, dar și care este necesarul lor în materie de soluții care pot să vină din partea cercetării și inovării. Crearea unui sistem eficient de monitorizare și evaluare. De pe acum este important ca acest sistem să fie elaborat în mare linii generale, inclusiv stabiliți indicatorii care se va ține cont în procesul de implementare a strategiei și elaborarea unui mix adecvat de politici, nișele sau identificarea nișelor, nu le menționez încă o dată, nu este punctul final al strategiei. Este important ca aceste nișe să fie ulterior materializate prin apeluri de proiect. Ok, eu aici mă opresc. Dacă sunt careva întrebări, colegii au deja niște prezentări mai specifice pe ICT. Eu, în partea a doua a evenimentului, o să vă prezint niște exemple concrete ale țărilor, regiunilor care au adoptat ICT ca și prioritate și cum aceste priorități ulterior s-au transformat în proiecte. Vreau să participat în Europa, care a spunat domeniul de specializare inteligentă. Vreau să prezentat că componenta științifică mai a fost determinată, deci în determinarea domeniilor este. Deci, agricultura, textilele, energetica, chiar și TIC-ul sunt probleme și mai mari probleme științifice și cel mai slab potențial științific. Deci, cum care e baza la ce atunci? Deci, cum a fost determinată, dacă nu sunt domeniile cu probleme, deci segmentul de
și inovațional și potențialul științific. Nu, eu vă spuneam, deci, componenta cercetare a fost una dintre ei. Păi așa și da? Spune, deci, nu, deci, eu așa și-am spus. În cazul ăsta, deci, este mai relevantă determinarea, deci, domeniul specializare inteligent de strategie României. Deci, este domeniul României și competitiv al nivelului regional și puțin, ori domeniul de relevanță economică. Deci, domeniile care sunt propuse sunt domenii de relevanță economică, dar sunt domenii cu probleme mari și științifice. Deci, agricultura, deci tipul energetică, sunt domenii de relevanță economică. Nu v-ați înțeles. Nu, în afară de strategia României, nu am... Strategia României determină ceea ce e domeniul de... Deci, încă o dată vă spun. Deci, noi nu suntem... Strategia României nu a spus asta e domeniul de unii ești competitiv, cel puțin la nivel internațional, local, sau este domeniul de relevanță socio-economică. Exact. Și atunci, deci, e clar de ce dumneavoastră scoate medicina, de ce dumneavoastră scoate agricultură, de ce dumneavoastră scoate energetică. Dacă pui accentul pe elementul de capacități inovaționale, deci domenii sunt foarte slabi la noi. Deci. Agricultura a rămas fără nimic, fără nicio stațiune, deci energetica, vârsta persoanelor mai toți sunt pensionari din cercetare, deci tineretul nu merge în cercetare. Deci, de asta vă spun, nu mi-e clar de ce anume a spus accentul pe componenta științifică ca element de determinare a domeniilor de specializare, când anume domeniile astea au cel mai mare probleme cu știință. Deci. Da, vă răspund. Ok. Deci noi să comparați acum strategia României, care e finalul, cu prioritățile identificate, cu mapping-ul făcut. Deci uitați, nu am inventat, eu n-am propus nimic. Sau experți nu au propus nimic. Deci asta este o constatare a faptului. S-au analizat trei componente. Componenta economică, componenta inovațională și componenta cercetare. Da? Potențialul existent. Ele s-au suprapus. Da? Dar unul la unul la unul? Sau eu imediat o să vă vorbesc despre modalitatea și cum s-au făcut cartografierea și cum am ajuns la aceste domenii. Da, dar au o greutate statistică, fiecare. Dar aveți trei componenți și fiecare dintre aceeași greutate statistică. Deci, uitați, în primul rând vreau să menționez că ceea ce v-am prezentat eu este o analiză a faptului. S-a făcut o analiză în baza unor indicatori statistici existenți. Pentru fiecare în parte, pentru potențialul economic, cum am spus, care au fost indicatori la bază, pentru cei de cercetare și pentru cei de inovare. Dacă ați observat diferența dintre 2017 și analiza ulterioară făcută în 2018, domeniile precum textil, de exemplu, care au o pondere economică foarte mare, ele nu se regăsesc. Ați menționat corect. Noi nu avem patente, nu avem publicații. Noi textile, în primul. Deci, nu facem în loc. Deci, da, export de forță nu. Noi nu facem stofe. Trebuie să mă fie corect. El e ferul și servicii în domeniu. Bine, noi exportăm costume. Asta e altceva. Deci asta nu-i domeniu textil. Avem, deci, industrie textilă. Deci, noi avem... Deci, este elementul de export. Dar cercetare noi nu avem. E industrie ușoară și anume subdomeniu. Dar noi toate textilele sunt în Londra. Noi nu avem industrie. La noi îi folosesc forța de muncă care nu avem pentru a prelucra textilele străini. Deci, eu încă o dată răspund. Aceasta este o fotografie a situației existente. Adică, faptul că dumneavoastră acum spuneți că se duc tineri, nu pot să... Sunt niște date și, deci, informația asta este input pentru exercițiul dumneavoastră de astăzi. Este rolul dumneavoastră astăzi cele trei subgrupuri, sau cât Igor, să ajungeți de la realitatea de astăzi, primul pas care este? Elaborarea viziunii. Să fie, unde noi ne propunem să ajungem în, ok, 20-38, 20-50. Sau unde, în general, ne propunem să ajungem. Și ce trebuie să facem pentru a ajunge? Da? Finiște. Noi să ajungem la prioritățile pe care dumneavoastră le menționați în cazul român. Asta este un input. Pentru dumneavoastră. Bine, în agricultură, ce fel de proces inovațional? Ok, bine, dumneavoastră, eu vă am prezentat toate informații. Domnul, Nu, noi dacă începem cu negarea negației, noi gata. Uitați, este o realitate dovedită statistică, cum eu știu să fac. Dumneavoastră aveți o opinie, ce în agricultură, probabil sunt domenii și mai prost. Ce înseamnă pentru dumneavoastră statistică? Fiindcă datele statistice, cei care lucrează cu statistica, cunosc că sunt rezerve la statistică. Da? Adică eu personal
Vreau să înțeleg ce înseamnă din punct de vedere statistic. Ați luat datele doar de la statistică sau ați mai făcut niște am văzut că ați făcut niște ședințe și de acolo tot ați luat input-urile și le-ați... S-au luat input-uri de la, inclusiv, spre exemplu, partea de cercetare, da? S-au luat proiectele naționale, s-au verificat proiectele internaționale, s-au luat publicațiile naționale, s-au luat în bază date publicația internațională. Deci, aceste date s-au suprapus până am ieșit la... Adică n-am stat eu și m-am gândit, păi, ok, lângă mine este o fabrică care face în lung și pun textilele în asta. Deci, este o realitate de la care vom porni în discuțiile de descoperire antreprenorială. De asta sunteți dumneavoastră aici experți. Vă spuneam că statistica, cum a spus dumneavoastră, dacă e 0 și 1, trendul, da. Dar de asta sunteți dumneavoastră ca și experți, să veniți cu, deja cu opinia, cu expertiza, cu experiența dumneavoastră, ca să, într-adevăr, să identificăm o nișă unde avem potențial, unde avem, am putea să ne poziționăm pe lanțul valoric internațional. Ok, deci asta este o fotografie. Putem să ne supărăm, putem să spunem că nu e așa, dar asta e ce avem astăzi. Ok, Dan, cel puțin două rapoarte care o spunem. Este o viziune sau un proiect de dezvoltare? Ce-i asta? Cine ați prezentat dumneavoastră acum? Nu, asta e realitatea actuală. Adică merge dumneavoastră în 20 de ani specializarea statelor, să zicem așa, da? Specializarea inteligentă a statelor. Da. Adică ceea ce noi am făcut până acum nu mai este bun, noi ne reprofilezi. Nu, în baza la ceea ce am făcut noi până acum... Haideți, eu vă rog ceva. Haideți să ascultați toate prezentările și pe urmă întrebările. Dumneavoastră anticipați ceea ce noi vrem să vă spunem. Parțial. Când facem toate prezentările, atunci ne puneți întrebări. Eu nu o să vă întreb. Și vreau să vă spun încă un lucru inițial. Deci ceea ce a fost prezentat astăzi, de fapt, este lucru a unei echipe și a unor experți din 2016. Și vreau să vă spun că noi până am ajuns aici, noi tot ne-au trebuit 3 ani. Și eu voiam să încep prezentarea mea cu aceea că astăzi, eu sunt sigur că o parte din dumneavoastră încă nu înțeleg ce e asta. Deci, una din sarcinile exercițiului nostru de astăzi este să vă încercăm să vă inițiem acest domeniu. Și sunt sigur că noi o să vă motivăm ca dumneavoastră pe urmă studiați și să vedeți ce o să fie. Ascultați-ne, vă rog, până la urmă și pe urmă ne puneți întrebări și atunci noi să încercăm să vă răspundem la toate întrebările. Nu durează mult, încă câteva minute. Păi, sunt întrebări la la întrebarea dumneavoastră vreau să vă spun că această strategie este, dacă pot să zic așa, o parafrazare a principiului general. Gândește global, acționează local. Ele sunt niște strategii care nu neagă celelalte strategii care există. Ele pur și simplu pun drept scop să se identifice punctele tare a unei regiuni. În cazul țării noastre, poate fi și la nivel de țară. Depinde de țară cât de mare este. Să se determine alturile la regiunea respectivă și să se unească toate resursele posibile pentru a investi în această regiune și în realizarea acestor obiective. Iată care. Adică el nu neagă. Eu am doar o întrebare ca continuare la domnul. Noi acum vorbim despre, ascultăm și o să vorbim despre priorități și viziuni care le vedem din punct de vedere inovațional sau din punct de vedere economic ca tură ale țării. Fiindcă la mine, din întrebarea dumnealui, a apărut o altă întrebare. Noi putem din punct de vedere economic și regional să nu fim puternici? Dar din punct de vedere inovațional să avem experți. Sau viceversa, noi putem să fim din punct de vedere economic ca textile sau ca alt sector. Dar din punct de vedere inovațional, m-ați înțeles. Adică noi acum despre ce o să vorbim? Și eu vă răspund la întrebarea aceasta. Deci conceptul, Sergiu a spus, dar v-am spus că informația este foarte multă. Deci conceptul acesta de specializare este inteligentă, este cum putem noi să transformăm economia, să transformăm sectorul productiv folosind inovațiile. Și asta înseamnă cum am putea, sau pe ce domenii, pe ce nișă noi trebuie să investim, să folosim eficient resursele care sunt alocate pentru cercetare, dezvoltare, inovare, astfel încât aceasta să contribuie la valoarea adăugată a produselor, serviciilor, activităților care noi le promovăm și până în final să avem o creștere economică și o economie competitivă pe plan național și internațional. Adică la întrebarea dumneavoastră trebuie să țin cont trei. Ambele dimensiuni. Da. Fiindcă în cazul în care, vedeți ideea care, că ulterior vă spun că o să fie mixul ăsta sau o să fie niște răspunsuri pe partea de politici. Dacă noi avem
cercetare, să spunem, pe nano, da? Microelectronic, nanotehnologie, da? Dar noi nu avem economie sau nu avem un sector economic care ar transpune în practică. Asta înseamnă, grosomod, noi oferim soluții altor țări sau altor piețe. Dacă ele sunt public ulterior, cineva le ia, le transformă. Exact. Adică atunci, spre exemplu, dacă dumneavoastră astăzi spuneți că noi avem o parte de cercetare sau inovare X soluții care pot să ne dea într-adevăr creștere economică calitativă, pe atunci ministerele de profil sau agențiile de finanțare trebuie să vină cu un instrument ca să stimuleze, știu, partea de start-up-uri sau partea de, dacă există, sau să meargă spin-off-uri din universități. Dacă mi-a spus că este o universitate, un centru, ar putea să meargă. Adică instrument, nu există instrument, este one fits all. Dacă noi acum luăm... Deci noi practic că specializarea inteligentă se pentru a canaliza deci potențialul. Exact. Dacă noi avem economie, noi trebuie să ne ținem la tehnologie, dacă noi le dăm, le aplicăm, ori preluăm potențialul ăsta și îl axăm și banii ăștia, axăm deci, pe alte segmente, deci unde noi avem ieșire la sectorul real. Asta dumneavoastră este și înțeles asta. Păi... Ce? Bună, păi eu sunteți experți. Sunteți aici reprezentanți la... Inclusiv la mediul de cercetare, mediul universitar, la sectorul real al economiei. Deci asta e scopul întâlnirii de astăzi. Să vedem, spre exemplu, pot să fie necesare niște intervenții, da, pentru a dezvolta veriga inexistentă sau veriga slabă. Eu îmi permiteți să vă salut și să am pregătit câteva slide-uri pentru dumneavoastră ca să vă spun cum am ajuns la aceste domenii și ce am făcut noi. Adică rezultatul voluntariatului nostru și speranței că asta este un încredere că lumea o să preia cu, nu știu, cu mare drag subiectul și o să le placă tuturor așa cum ne-a plăcut și nouă, fiindcă dacă ținem cont de fapt că în Europa este în comisie, dar nu numai Europa, acum conceptul ăsta este foarte larg dezvoltat și în alte țări non-europene, fiindcă canalizarea banilor într-o regiune sau a finanțelor într-o regiune conform necesităților reale și a potențialului acestei regiuni este o soluție inteligentă. Deci, primul pas, cum a menționat Sergiu, în primul rând a fost făcut cartografierea potențialului economic, științific și inovativ, care a fost, la care ne-a ajutat domnul Ugo Olanders și el a fost efectuat pe baza unor date prezentate de Biroul Național de Statistică. Au fost pentru potențialul economic s-au folosit datele privind numărul întreprinderilor, numărul angajaților, salariile și numărul și veniturile, cifra de afaceri, pentru o perioadă de 10 ani, din 2006 până în 2016, dezagregate la nivel de 3-4 cifre. Deci a fost folosit un eșantion foarte, foarte serios de date, care pentru potențialul inovativ s-au folosit aceeași modalitate, aceleași date, doar că pentru anul 2015-2016, fiindcă anterior în Moldova nu a existat o statistică a inovării, și potențialul științific corespunzător anilor respectiv, plus informația privind proiectele locale și internaționale Academiei de Științe, care au fost prezentate de AGP și de alte instituții internaționale care oferă această informație. Deci, pentru a avea un rezultat corect, s-a proces pe 5 zone, zona nord, centru, sud și Găgăuzia și Chișinău. Chișinău fiind industrial mai puternic dezvoltat conform analizei, s-a decis și conform statisticii noastre merge ca zonă separată, puternic urbanizat cu un specific de dezvoltare deosebit. Și ca să avem niște cifre reale și niște rezultate bune, s-a utilizat metoda evaluării prin folosirea câtului locației, coeficientului locației și masei critice a unei industrii într-o activitate din regiunea respectivă și
În cazul dat, la bază s-a luat nu numărul întreprinderilor sau cifra de afaceri care poate fi eronată. Noi știm cum toată lumea prezintă informația privind veniturile, da? Și atunci s-a folosit numărul angajaților, deci ca să fie cât de cât real, și s-au luat în calcul pe altă parte a cântarului salariile care se achită în acest sector. Deci este foarte important că dacă avem o specializare, atunci să fie o pondere serioasă și să ofere și niște salarii competitive angajaților din sectorul dat. Deci, ca să nu... Așa. Deci avem, conform calculilor și estimărilor făcute, avem un tabel în care este pe zonele de care v-am numit, sunt evaluate toate capacitățile de potențial economic, după care s-a analizat separat potențialul inovativ, s-a suprapus cu cel economic, s-a analizat potențialul științific care îl vedeți în ultima coloniță. Și iată, aici avem rezultatele care am ajuns pentru sectorul cu care ne-am de astăzi. Deci este tehnologia informației. Deci, după cum vedem, sunt datele dezagregate. Nu este doar tehnologie informațională și comunicații la general. Aveți dreptate. Are potențial puternic economic, iată cum puteți vedea. Deci, înseamnă potențialul economic. Dar la comunicații electronice mai are și potențial inovativ. Și iată aici se vede clar că acest potențial al nostru se concentrează în zona Chișinău. Conform analizei datelor, da, este acolo o parte foarte micuță de cercetări la nord, fiindcă universitatea sau este colegiul acela de informatică acolo, care tot mai iau careva activități. Poftim? La Politehnic. Dar el nu este un potențial serios pentru zona nord. Deci potențialul, spunem așa, zona unde prezint acest sector un potențial este Chișinău. Și eu am lăsat toate datele ca să le vedeți dumneavoastră pe urmă, în mod special am lăsat să vedeți alte industrie, alte, cum se reflectă în dependență de zonă și, și cu ce anume, cu ce produs vin. Și iată aici este o analiză grafică a acelui tabel care l-am prezentat ca să vedeți, și anume am pus zona Chișinău, am extras zona Chișinău pentru ca să vedeți unde se regăsește TIC-ul și să vedeți care este ponderea lui. Iată, o să vedeți că în producere el nu se regăsește. Deci el se regăsește unde sunt toate industriile care vorbesc de servicii și așa, adică de altă de știință. Iată, conform cartografierea poate fi ilustrată după zone în modul următor, iată, vedeți că în urma acestui exercițiu, de asemenea, a fost analizat potențialul de formarea clusterilor și, la fel, acest potențial se regăsește în Chișinău, unde noi vorbim de marketing, design și publicare, acolo se regăsește și sectorul TIC. Pe urmă avem industrie emergentă, avem doar în nord și în Chișinău. Apoi, iată, una din ele sunt industriile digitale, care tot au relevanță domeniului tehnologiei informaționale. Deci, ulterior, în baza la acestei cartografieri, pentru a merge mai în detalii pe domenii, cu suportul Siris Academic, unei companii de consultanță de care a vorbit Sergiu, a fost efectuată o analiză semantică a datelor prezentate pe domeniu prioritar identificat de cartografiere. Deci s-a folosit o tehnică de analiză computerizată a datelor, așa numit text meaning, unde toate, iată, aici sunt datele care au fost folosite, deci cum v-am spus eu, date de AGP, de
conform surselor. Aici sunt datele privind proiectele științifice și așa mai departe. Dumneavoastră să le examinați. E lipsă de timp. Îmi fac semn că nu am timp. Deci asta este schema primei abordări cartografiei taxonometrice de care v-am vorbit. Deci este schematic. Am lăsat-o special ca să o vedeți dumneavoastră. Și iată a doua abordare care a fost folosită pentru analiza profundă, a fost modelarea temei subiectului, care este o tehnică computerizată care se extrag temele, după care, conform unei analize semantice a cuvintelor, se extrag cuvintele mai des repetate în toate subiectele și se conform topicului și se creează o listă de cuvinte cheie specifice anume unui domeniu dat. Și iată, conform un exemplu avem pentru medicină, unde sunt cuvintele specifice, de pildă, pentru un subdomeniu de medicină sau pentru alt subdomeniu. Și noi vedem că, de fapt, nu e toată medicina, dar, de pildă, e farmaceutica doar poate să fie la noi în Moldova sau alt subdomeniu. Și atunci când supropunem aceste date cu analiza cantitativă în cifre, noi am ajuns la acest domeniu. Deci, până la urmă, deci au fost, iată, avem primele care noi le-am analizat, domeniile, deci a fost identificată agricultura, textilele, TIC și energetica, după care, conform analizei, s-au mai găsit niște priorități, cum ar fi chimie, sănătate, tehnologie de producție, tehnologie electrice, industrie în domeniul mediului, produse de vulcanizare, industrie hârtiei și mobilă. Nu se regăsește deloc textilul. Fiindcă, de ce ați spus că da, noi nu avem textil, este adevărat, noi coasem haine, noi nu producem fibră, noi nu avem, de fapt, industria asta în Moldova, dar conform clasificatorului, ea se regăsește la este domeniul textile și în subdomeniu este, de pildă, confecționarea hainelor și îmbrăcămintei. Și atât anume asta o să vedeți în tabel. E scris, da, este domeniul textile, dar unde se regăsesc în profunzime o să vedeți. Confecționare. Deci nu este... De asta și-am ținut să vă explic. Exact. O să vedeți. Sunt servicii, este programare, este... Deci, da. Și iată, aici avem un tabel în care dumneavoastră puteți să vedeți cota publicațiilor de pildă domeniului, proiectele, participarea la proiectele UE sunt 24%, dumneavoastră o să le vedeți mai bine pe ecranul dumneavoastră, o să vă transmitem prezentările ca să le aveți în mână. Și iată, nu avem proiecte TIC în cadrul Academiei de Științe, deci dacă alte sectoare au și au foarte mult la această componentă, ele nu se regăsesc, deci sunt datele până în 2017, poate dacă au apărut acum. Așa, și privete naționale, dar foarte puțin. Iată prioritățile, se vede iată, cum se regăsesc ele. Noi putem să vorbim de pildă că avem, nu avem deloc proiecte și avem mai mult patente și publicații la TIC. La fel, iată, se vede că dacă vorbim de distribuirea anuală a documentelor la domeniul TIC avem doar patente naționale și publicații, iarăși proiectele nu se regăsesc. Uitați-vă cum joacă alte sectoare care din domeniile preliminare. Dumneavoastră o să analizați pe urmă. Deci pentru ce s-a identificat până la urmă, în urma analizei profunde, deci am analizat deja domeniile, ca să vedem, și este o prioritate preliminară cu un domeniu ușor orientat spre știință, cu contribuție moderată sau de la moderat spre mai mult în publicații decât în brevetare. Trei subiecte din domeniu sunt de privete intensive legate de dezvoltarea de dispozitive mobile, aplicații, materiale, circuite, super și semiconductoare, așa se numesc ele. Nu știu, poate dumneavoastră mă corectați, poate am greșit în traducere. Sunt la proiecte europene pentru e-platforme, e-infrastructuri mai mult sunt, deci temele publicațiilor intensive se concentrează pe modulatori și comutatoare de frecvență și fotonică. Avem punerea în aplicare a tematicii e-infrastructurilor, evidențiată în cazul proiectelor europene și prezentată
contribuție. Asta este tot ce. Mai departe, dumneavoastră, da, o să analizați, o să vedeți, vă las un șir de tabele. Deci aici putem să vedem cum vine interacțiunea dintre subiectele emergente și prioritățile care au fost. Iată, avem aici prioritățile care au fost identificate de cartografiere și aici avem subiectele emergente care au fost identificate în procesul ăsta de analiză, computerizare a tematicilor. Și unde este ICT-ul, iată, vedeți, este, se regăsește mai mult la electronică și echipament electric și electronic și se regăsește la fotonică și în primele două, deci în științele formale. Deci mai mult matematică, iată, astea sunt domeniile. Tool-ul despre care a vorbit Sergiu, deci este un foarte interesant, foarte ușor de manevrat, puteți conform, iată, eu în mod special am ales, am vrut să vă arăt în internet, dar la pauză vă arăt cum. Deci se poate alege domeniul prioritar, se poate selecta zona în care vreți să vedeți care este situația, o puteți alege, iată, uitați-vă sus aici, avem publicațiile, proiectele europene, naționale și patentele, deci puteți să vedeți până la urmă, mai jos sunt tabele care puteți să vedeți cine este întreprinderea până și datele la, puteți să generați informații despre persoana sau agentul economic sau doctorul cutare care a implementat sau are un lucrare. Mai departe, deci iată, mai pe larg, noi vorbim de complicații în patentele naționale, iată așa arată, doar așa. Eu o să vă arăt în pauză ce ne dorește. Iată, asta sunt, tot vorbim de coparticiparea țărilor, partenerilor din țările străine în coautorat pentru ICT și iată așa am ieșit până la urmă clasificând prioritățile preliminare în cele orientate științific, echilibrate și orientate tehnologic. Și atât vedeți că ICT-ul este orientat științific, mai, după cum probabil știți și dumneavoastră. Și scopul, deci cum îl vedem noi, el ar fi foarte bine să interacționeze cu toate sectoarele și atunci s-ar regăsi și în partea tehnologică. Și iată, aici sunt prioritățile preliminare, unde sus avem capacitatea noastră industrială, deci în partea de sus avem deci, orientarea noastră științifică și în partea de jos avem orientarea noastră orientarea economică și în jos orientarea științifică a subiectului. Și tehnologiile cuantice unde se regăsește sectorul, iată, este mai mult orientat în partea științifică. Deci, asta ar fi, ca să nu deranjez, sunt datele mele de contact, o să le aveți dumneavoastră în prezentare și dacă apar întrebări, oricând, în pauza de masă, eu vă răspund la toate întrebările care n-am reușit să le... Ce spuneți pentru... Foarte mult, este multe informații, suntem un pic de... Haideți să întrebăm, poate... Dacă dumneavoastră doresc să facă pauză... Care este mecanismul? Mai este un mic prezentare cu Andreea Zăsot, noi avem un exercițiu. Facem pauză și apoi facem prezentare și distribuim. Sau mai întâi prezentarea și după asta o să lucrăm în grupi. Cum este mai bine? Prezentare. Atunci... care e? Da. Vedeți, deschide prezentarea, într-adevăr, sunt două rapoarte foarte consistente. O să le prezentăm. Unde este informația detaliată. Avem doamna profesor Șapca să vedem. Deci, vă mulțumesc. Bună ziua, stimați colegi! În primul rând, eu mă bucur foarte mult să revăd în această sală colegi pe care îi cunosc de mulți ani, care sunt lideri sau sunt guru ai cercetării, domnul Minciună, domnul Colban. Mă bucur să-l văd pe domnul ministru al tehnologiilor informaționale și cred că e foarte bine că este aici, fiindcă a coordonat acest domeniu de mai mult timp și mă bucur să-l văd pe dumneavoastră reprezentanța mediului de afaceri. Sunt foarte bucuroasă și pentru faptul că am participat în acest proiect, fiind delegată
pentru a fi parte a proiectului de către Camera de Comerț și Industrie și vreau să vă spun că în cadrul acestei camere eu sunt președintele Comitetului Sectorial pentru Antreprenoriat în Servicii. Deci tipul face parte din servicii și eu pe această cale sunt foarte bucuroasă că am posibilitatea să fac cunoștință cu dumneavoastră. În ceea ce privește activitatea de astăzi, vreau să spun un lucru, că această strategie, vrem noi sau nu vrem această abordare, mai bine zis, noi totdeauna o să ajungem la ea, fiindcă este ceva bun, este ceva care deja a dat rezultate și cred că nu este logic sau nu este bine ca noi să ne despărțim de aceasta. În al doilea rând, vreau să spun din start că pe noi trebuie să ne priviți ca parteneri, ca colegi, dar să nu ne puneți partea cealaltă de baricadă. Noi încercăm să vă transferăm acele cunoștințe, acele, eu știu, abilități pe care le-am obținut noi, lucrând asupra acestui domeniu deja de 3 ani. Și vreau să spun că noi nu suntem exact în acest domeniu. Fiecare și are activitatea sa, dar cu NEC suntem asociați într-un grup de lucru și încercăm să promovăm acest concept. Drept răspuns la întrebarea domnului ministru. Parcă noi nu avem strategii, nu avem... Deci, în câteva cuvinte, eu tot o să vă pun la dispoziție și slide-urile, dar pe urmă dumneavoastră, dacă aveți întrebări, eu sunt la dispoziția dumneavoastră. Noi avem un cadru normativ foarte bun. Avem legislație în care spune accent pe cercetare, pe dezvoltare, pe inovare. Avem o serie de documente de politici în domeniul cercetării, dezvoltării și dacă le vedeți aici, ele sunt toate până în orizontul de timp 2020. Este o strategie care, mă scuzați, dar n-am inclus-o aici, deci e vorba de strategie de edificare a societății informaționale, care a fost aprobată în 2005 și în care dumneavoastră lucrați de mai mult timp. Și atunci apare întrebarea. Bine, noi avem strategii. La ce ne mai trebuiește nouă încă una? Am analizat și dimensiunea cercetării, dezvoltării. Câți lucrează la noi, câți cercetători avem, dar cred că asta puteți, aceste date statistici puteți să le vedeți și mai târziu. Cel mai important este cum noi aceste abilități noastre de cercetare le transpunem în produse inovative. Și uitați-vă câte aplicații noi avem după datele 2017 IGP. Moldova are doar 73 de aplicații pentru patente pe 1 milion de populație. Uitați-vă care este situația în celelalte țări. Chiar dacă ne comparăm și cu alte țări, uitați-vă, noi suntem foarte, foarte departe de a fi în topul liderilor. Dar, ceea ce vreau eu să spun, eu vreau să abordez problema din alt punct de vedere, al necesității pentru dezvoltarea economică. Haideți să vedem ce se întâmplă în domeniul economiei. Sergiu a adus câteva date și eu vreau să mă refer și eu la câteva date importante. Sunt două clasamente internaționale care se referă la acest domeniu. E vorba de indicele global al inovației și indicele competitivității globale. Uitați-vă unde suntem noi în acest indice. Deci noi am căzut în poziție în 2018, dar noi am fost locul 44 din 141. Păi am căzut locul 48 din 126 de țări. E bine sau nu este chiar bine? Deci rămâne să răspundem la întrebare. În al doilea rând, indicele competitivității globale și, în general, noi ne-am poziționat pe poziția 1 în categoria țărilor cu nivelul național brut mai jos decât nivelul mediu. Deci nu este chiar atât de bine din punct de vedere economic. În al doilea rând, lucru pe care vreau să-l accentuez, s-a spus că noi suntem, după capacitatea de inovare, pe locul 105. După indicele competitivității globale, suntem pe locul 88. Adică un pic am avansat, lucrurile s-au schimbat spre bine, dar nu în măsura în care ne dorim noi. De ce? Pentru lucruri pe care vreau să-l accentuez. Sunt statele categorizate în trei grupe. Cu economii bazate pe factori de producție, pe economii bazate pe eficiență și pe economie bazată pe inovare. Noi, în Moldova, suntem la prima etapă. Și până să ajungem aici, mai avem încă foarte multe de făcut. Aici sunt cheltuielile pentru cercetare, dezvoltare. Evident că noi trebuie să investim în cercetare, dezvoltare, inovare, ca să obținem rezultatele care noi ne le dorim. Deci, în ultimii ani, noi avem undeva sub 0,3% din PIB pentru cercetare. Dar obiectivul în codul privind la știință și inovare a fost de 1%. Încă un moment care vreau să-l accentuez la acest capitol este că finanțarea de recurs se face din surse bugetare. Conceptul european
stimulează finanțarea de către instituțiile private a cercetării. Deci instituții, întreprinderile trebuie să investească, dar el trebuie să știe în ce anume să investească. Și ponderea investițiilor de către companii este destul de mare în area europeană vis-a-vis sau în raport cu noi. Dar două slide-uri care vreau să vă arăt ca să vedem diferența. Uitați-vă cum este legat cheltuielile în cercetare dezvoltare. Nu vreau să mă opresc, dar uitați-vă care este, care sunt cheltuielile. Și dacă vedeți, media ei este 2, dar unele țări, cum ar fi Germania, Danemarca, Finlanda, au sub 3%. Israelul 4,7. Poftim? Israelul 4,7. Le-am luat astea europene ca să facem media. Dar e foarte bine. Da. Și acum haideți să vedem ce avem noi. Deci indicatorul cel mai relevant, cel mai comparabil, este PIB-ul per capita. Ce avem noi? Deci eu am vrut prin aceste două slide-uri să vă arăt legătura directă care există dintre investiții în cercetare, dezvoltare și rezultatul final al activității economice și al, de fapt, dacă vreți, putem să spunem că acesta este nivelul de dezvoltare țării. Deci, uitați-vă la Lituania, precedent și aici. Da. Lituania investește foarte puțin în R&D, dar în același timp au și industrie electronică și tot felul de industrie și au PIB bun. Nu corelează foarte bine. Cer scuze. Poate fi o situație, deci asta pentru data din 2016, situația schimbă de la an la. Poți fi neoficial. Aici, vedeți, deci acum m-am uitat să-mi scot vorbă pentru 2018, dar lider, de fapt, rămâne Suedia. Și uitați-vă România, deci v-am arătat acolo un slide, România este departe de noi, deci după PIB și după investiții, dar uitați-vă unde este, deci ei la începutul acestui clasament, deci până să ajungem și la România, și ca să fim ca România, noi mai avem foarte multe de făcut. Aici o să găsiți cine și în ce domeniu este lider. Ceea ce m-a mirat, deci Finlanda este în finanțare și în sprijin, Danemarca în resurse umane, deci asta tot este o derivată a specializărilor care sunt, fiindcă fiecare țară este deja specializată inovativ într-un anumit domeniu. Știți cum se zice? Nu poți fi bun în toate. Trebuie să fii într-un domeniu mai specific. Trebuie să fii bun. Trebuie să fii bun. Da. Deci, nu vreau să mă opresc foarte lung aici, dar am făcut în cadrul unei publicații, apropo, atunci când eram implicați, fiindcă noi persoanele care ne vedeți în față, noi am furnizat aceste date statistice. Apropo, aici vreau să spun, noi nu avem alte date decât cele statistice. Pentru că cele intuitive noi nu le putem oferi experților ca ei să le pună în raport. Nu suntem noi persoanele de referință și atunci baza de pornire a fost datele statistice. Deci am analizat în acea perioadă cum se raportează sau cum converg aceste politici ale noastre, da? Și cum converg aceste obiective. Până la urmă ele trebuie să fie sub un acoperiș, sub o pădăric, dacă putem să zicem așa. Dar paradoxul știți care este? Că strategiile și obiectivele vin vertical. Ele nu converg, dar ele vin vertical. Fiecare strategie cu obiectivele ei și cu prioritățile ei și nu există convergență obiectivelor pe orizontală. Și asta e un lucru nu atât de bun. Deci, ceea ce am scos în evidență a fost faptul că prioritățile sunt formulate foarte larg și nu converg. Alocările de resurse sunt fragmentare și există ceea ce este important, decalaj dintre cost-beneficiu. Adică se investesc în unele domenii, dar din asta noi nu putem să avem valoare adăugată sau plus valoare. În următorul rând, lipsesc areale sau niște de specializare inteligentă. Politicile de dezvoltare sunt insuficient orientate spre punerea în valoare a potențialului competitiv. Noi încercăm să facem, dar din păcate nu reușim toate. Și ceea ce este, a spus Sergiu, poate nu atât de accentuat, toate politicile noastre, de fapt, sunt elaborate de sus în jos. Și noi sunteți martori. Deci se face un draft a programului, da? Spune în transparență decizională și noi ne expunem asupra acestui document. Dar, iată, diferența dintre abordarea de elaborare a politicilor existente vis-a-vis de ceea ce propune specializarea inteligentă este ca aceste priorități să se pornească, să apară deci din mediul de afaceri, adică de jos. Și să există acest parteneriat, mediul de afaceri, societate civilă, mediul de cercetare și antreprenori.
Și încă ceva. Deci colaborarea dintre universități, Sergiu a spus-o, noi suntem pe locul 121 din 137 de țări. Formarea specialiștilor nu întotdeauna corelează cu necesitățile economiei reale. Și aici vreau să vă spun că atunci când se aprobă, poate ăsta mi este mai aproape domeniul, atunci când se aprobă planul de admitere, nu sunt făcute niște studii foarte profunde a necesităților regionale, a necesității în forță de muncă. Și să fie un plan de perspectivă, fiindcă un specialist nu e o marfă care trebuie să-l cumperi din magazin, el trebuie format. Și în genere se consideră că un specialist format se formează nu în 3 ani de studii la licență, dar undeva în 15 ani. Uitați-vă încă un moment foarte important. Doar 6%, după niște studii, doar 6% din exporturile de produse constituie cele de tehnologie înaltă. În rest, noi exportăm materie primă. Inclusiv oameni. Când ai zis în primul rând. Da. Nu este... Da, încă ceva ce vreau să vă spun. De asta deja, fiindcă eu cunosc domeniul ăsta mai bine. Este un model linear de inovare. Ce se întâmplă? Instituțiile de cercetare, universitățile, dacă se vorbesc în termeni mai simpli, fac ce aici pot face. Și nu întotdeauna asta este corelat cu necesitățile mediului de afaceri. Și atunci, prin specializare inteligentă, anume pe aceasta se pune. Să încercăm din start, de jos, corelăm aceste aspecte. Și, deci, ca concluzii generale, deci le vedeți în față, cercetarea este separată de economie și educație, competitivitatea se axează pe costuri reduse, deci aici noi avem o economie de tipul despre care v-am spus, dar nu pe tranzacționarea produselor cu grad înalt de tehnologizare și avem nevoie de mai multe lucruri, dar o soluție sau o cale de a rezolva problema aceasta ar fi să elaborăm o specializare inteligentă. Deci, încă o dată vreau să spun în sfârșit, aceasta nu înseamnă că noi negăm toate strategiile care sunt și începem să facem altceva. Din contra, noi încercăm să găsim acele, așa se numesc, nișe în care noi am putea să canalizăm toate resursele noastre pentru a obține o valoare adăugată la produsele sau serviciile care noi le promovăm. Mulțumesc! Uiteți câteva puncte de atenție. Vă rog, atenție, ne așezăm. Da, dar aici Igor nu intervine, da? Cum? Sau este intervine? Eu am vrut să vă arăt, săptămâna trecută, Comisia Europeană, ce a fost un exercițiu de foresight, care de cercetare prospectivă, care a durat câțiva ani și au elaborat un document care se numește 100 de tehnologii care vor remodela lumea noastră, deci până în anul 2038. Deci este un document foarte interesant, eu chiar v-aș ruga să-l deschideți, să-l vedeți. Sunt 100 de tehnologii, dintre care 84 sunt tehnologii sau inovații tehnologice, restul sunt inovații sociale. Autorii au făcut o analiză a situației actuale în tehnologia respectivă, deci începând de la genetică până la inteligența artificială, ce spuneți câteva. Și plus au oferit câteva scenarii cum aceste tehnologii vor evolua până în 2038, desigur, cu aproximație. Da. Da, anul trecut au făcut studiu, este un studiu de foresight, dar anul ăsta l-au publicat, adică l-au publicat săptămâna trecută, 20 de ani, da, pe segmentul de timp da, și au folosit mai multe date. Deci a fost, în primul rând, un horizon scanning, deci au făcut o analiză și pe partea de publicații și pe partea de proiecte existente și pe partea de invenții sau evoluții tehnologice. După asta au avut niște grupuri de experți per fiecare tehnologie. Dar perioada anilor care e în baza cărora. Nu. Deci ei au făcut lucrul ăsta... Deci poate dintr-un an 2008 făcut în... Nu. Ei au făcut o analiză cum a evoluat tehnologia în ultimii ani. Adică până în... Sunt câteva care sunt chiar foarte noi, care au
ani, un an, doi, trei. Adică noi am făcut un horizon, de fapt, tehnologia de analiză a datelor care a stat la bază este tehnologia colegilor de în România, de la București. Deci ei au un sistem prin care fac o scanare zilnică a tuturor știrilor din lume pe segmentul de tehnologie. Deci e un sistem mai complicat de machine learning și aceste date eu... Da. Exact. Și aceste date, fiindcă ei le utilizează în procesul de specializare inteligentă în România. Deci pentru fiecare tehnologie, ei au creat ca un fel de card. Spre exemplu, dacă la iterațiile următoare, când o să veniți, domnul Igor o să selecteze cardurile relevante pentru cele trei subdomenii pe care le-am discutat astăzi și dumneavoastră o să vedeți sau o să țineți cont de aceste carduri sau cum evoluează aceste domenii în lume pentru a vedea unde ar fi nișa pe care noi am putea să o targetăm. Eu am vrut să vă arăt din practică altor țări care au elaborat astfel strategii de specializare inteligentă, cam care au fost prioritățile pe care ele le-au identificat, așa, ca temă pentru acasă. Da? Deci acestea sunt cele mai des întâlnite priorități de specializare inteligentă în domeniul tehnologiilor informaționale. Vă spuneam că tehnologiile informaționale sunt percepute ori ca prioritate separată, tactic, sau sunt percepute în calitate de prioritate transversală, adică ca un fel de facilitator pentru celelalte domenii. Da? Asta ar fi okay, cyber security, e-guvernare, sisteme informaționale sau GIS-ul, da? Date deschise, 3D printing, aplicații internet, industria 4.0, robotica, cloud computing, privacy și diferite aplicații ale senzorilor, adică pentru diferite domenii. Slide-ul ăsta deja vă l-am arătat. Deci este o analiză făcută de colegii din Comisia Europeană care arată că ICT-ul, de fapt, are interferențe cu foarte multe domenii și are interferențe cu celelalte domenii de specializare inteligentă. Aici vedeți țările sau regiunile care au identificat nișe de specializare inteligentă între domenii sau interdisciplinare. De exemplu, ICT cu sănătate sau ICT cu agrofood-ul sau ICT-ul cu energie sau industriile creative, aplicarea sau implementarea ICT în domeniul patrimoniului cultural. Ok, deci aici este o listă a priorităților care au fost identificate ori la nivel național, ori la nivel regional, de către diferite țări sau regiuni. De exemplu, Carintia, o regiune din Austria, în calitate de prioritate are tehnologie informației și comunicațiilor și ulterior, ca și nișă de specializare inteligentă, TIC în sistemele de rețea autocontrolate și afirmarea regiunii Carintia în calitate de locație TIC cu profil internațional, adică identificarea unei nișe care i-ar poziționa ca și lider pe piața internațională. Regiunea belgeană Bruxelles Capital, cum îi spune. Deci TIC, în mod special economie digitală și software, TIC aplicat medicinii personalizate și economiei verzi. Regiunea flamandă, de asemenea, din Belgia, servicii smart, media, mass media și digitalizarea patrimoniului cultural, de asemenea, cercetarea și dezvoltarea în domeniul TIC ca și nișă de specializare separat. În Bulgaria, deci informatică și TIC se numește nișa lor de specializare generală, cu următoarele specificații, aplicații noi și hibride, inclusiv digitalizare 3D pentru design industrial, asamblare, vizualizare, prototipare și alte și aplicări în alte domenii, precum patrimoniul cultural. Big data, tehnologii grid și cloud, dezvoltarea senzorilor wireless și a tehnologiilor de limbaj. Pentru Cipru, TIC-ul este privit prin perspectiva sănătății, adică sănătate, TIC și aplicații biomedicale.
se va pune accentul pe digitalizarea registrelor medicale, managementul calității și siguranței, avertizarea timpurie, diagnosticare și furnizare de asistență medicală timpurie, biologie moleculară, genetică, diagnostic și medicamente țintite, soluții la probleme de sănătate publică și de calitatea vieții, turismul medical. Adică TIC-ul nu este ca prioritate per se, însă este deci partea a e-sănătății. Regiunea Kainu din Finlanda, soluții inteligente în construcții care utilizează TIC, care utilizează IT-ul. Pas de Calais din Franța, aplicații digitale și industrie creative, design interactiv și creativitate. Baden-Württemberg, regiune germană industrializată. Nișa de specializare se numește TIC, produse IT și produse inteligente în viață. În continuare, cloud computing, software open source, eficiența energetică și aceea resurselor, mobilitate durabilă și de sănătate. Deci, practic, TIC se regăsește asemenea transdisciplinar. Hessen din Germania. Nișa este separată, numită TIC, soluții software și aplicații pentru aplicații inovatoare în domeniul sateliților și tehnologiilor aerospațiale, internetul viitorul, cloud computing, gaming, IT-ul verde, e-sănătate, e-energie, securitate cibernetică și e-guvernare. Estonia, e-guvernare și știința datelor, inclusiv Big Data și e-mining. Macedonia Centrală din Grecia, electronică, aparate electrice și IT. Țara Bască din Spania, utilizarea tehnologiilor TIC pentru a spori calitatea și trasabilitatea produselor alimentare la interferență cu agri-food-ul. Regiunea franceză Franche-Comte, TIC pentru aplicații sociale, simularea interactivă în situații reale, combinații de software și instrumente geografice, modelare 3D pentru siguranță în sănătate, aplicații în domeniul realității augmentate. În Polonia, aplicarea TIC pentru lanțurile valorice ale industriei textile. De asemenea, aplicarea TIC într-un domeniu, într-o nișă mai separat. Da? În Franța, modalități integrate de îngrijire și tehnici de asistență pentru pacienți, așa numit ambient assisted living sau asistența persoanelor. Pentru Ungaria, TIC este o prioritate orizontală, adică nu este definită ca și prioritate separată, este integrată. Da? Este o prioritate orizontală care intenționează să sprijine celelalte priorități sectoriale, cum ar fi bioinformatica sau imagistica diagnostică, atunci când vorbim de sănătate, sau sisteme inteligente de transport în industria autovehiculilor, sau orașul Smart City în domeniul energetic. În Abruzzo, în Italia, Automotive 4.0, noi soluții TIC și soluții de fabricare inteligente aplicate proceselor logistice și de producere a vehiculelor comerciale durabile și integrate. O nișă foarte specifică, reieșind din profilul economic și inovațional al regiunii respective. În campania TIC și noile tehnologii pentru patrimoniu arhitectural și turistic se numește prioritatea lor de specializare inteligentă. Da? De asemenea, în TIC se aplică pentru conservarea și restaurarea patrimoniului arhitectural utilizat ulterior în turism. TIC și noi tehnologii în construcții, turism și industrie culturale, clădiri inteligente și tehnologii inovatoare în construcția și reamenajarea clădirilor cu implicarea soluțiilor de tehnologie informațională. În Letonia, TIC, tehnologii informaționale și comunicaționale avansate. Ulterior, nișa specifică țin de gestionarea inovativă a cunoștințelor, modelarea sistemelor, metode și instrumente de dezvoltare software, aplicații hardware și software inovaționale, tehnologii lingvistice și web semantic, infrastructură bazată pe date și infrastructură de cunoștințe, securitatea informațiilor și computerele cuantice, metode de testare sistemelor informatice. Nord-Est România, vă spuneam, regiunea de peste Prut. Sectorul TIC se numește nișa de specializare inteligentă generală, ulterior, specific, rețele viitoare, servicii internet, software, sisteme integrate de proiectare, sisteme personale și de sănătate, TIC pentru eficiență energetică, acces la TIC și inteligență artificială. Australia, okay. Cred că e lui blockchain. Da.
el este, poți fi integrat pe, în celelalte sectoare. Nu este blockchain separat, dar este la IGAF, este în sănătate. La polonezi acolo cu textile ar putea să fie undeva. Da, eu am vrut să vă arăt câteva cazuri de, de țări, de exemplu Slovenia. Slovenia are trei priorități de specializare inteligentă și nouă domenii de aplicare. Da? Practic sunt trei domenii largi de specializare, industria 4.0, da? Resurse naturale și tradiționale și mediul sănătos de viață și de muncă. Și nouă domenii de aplicare, deci fabricile viitorului, advanced manufacturing, așa numită, sănătate, medicină, mobilitate și materiale de produs finale. În ceea ce țin de mediul sănătos de viață, sunt comunități și orașe, smart city, da? Comunități și orașe inteligente și clădiri inteligente și case, de, case pe lanțul valoric al lemnului, având lemnul. Resursele naturale și tradiționale, deci rețele pentru economie circulară, producerea sustenabilă a alimentelor și turismul sustenabil. Pentru fiecare, pentru fiecare din, din cele nouă domenii de aplicare, ei au creat câte un cluster. Deci clusterul a fost creat ulterior adoptării. Au adoptat întâi prioritățile și după asta au lansat un apel pentru crearea clusterilor. S-au creat clustere, deci clusterul cu cele mai, cei mai mici. Deci cei mai mici actori implicați 14 și cei mai mulți 165 de parteneri în fiecare cluster și practic guvernul a încheiat un contract pe 7 ani cu clusterul respectiv și mai departe toată activitatea de identificare sau de modificare, de dezvoltare a nișelor a fost lăsată la latitudinea clusterilor, ele periodic raportând guvernului despre evoluțiile înregistrate. Cazul Lituaniei au fost 6 domenii prioritare generale, da? Și în cazul acestor domenii au fost identificate 20 de priorități mai specifice pentru fiecare, sau cele 6 domenii. Pentru fiecare din cele 20 de priorități au fost, elaborate foi de parcurs, iar ulterior au fost elaborate programe de finanțare pe fiecare prioritate împreună cu ministerele de profil, dacă era vorba de sănătate sau dezvoltare economică în dependență. Ok, asta e o regiune din, din Polonia. După cum vă spuneam, ideea nu este în sine să identifice aceste priorități. Dar partea utilă a acestui exercițiu este cum să transpui prioritățile mai departe în propunere de proiecte sau în apelul de, de proiecte. Vedeți, aici este regiunea de recentru, regiunea centru din, din România. Acolo, vedeți, în prima coloniță sunt domeniile lor de specializare inteligentă. Da? Sectorul agroalimentar sau agri-food-ul, cum la noi mai în Moldova, sectorul IT și industrie creative, automotive și mecatronică și un mediul construit sustenabil. Și iată, EDP-ul, deci, continuă și dincolo de elaborarea priorităților până la identificarea unor propuneri concrete de proiect. Și vedeți cazul colegilor noștri de România, deci pe sectorul IT au fost identificate, aici sunt câteva exemple din toate proiectele depuse. Deci, spre exemplu, crearea unui portal electronic unic la nivel regional cu toate informațiile canalizate acolo. Living Lab, ceea ce acum în vogă, Fab Lab pentru robotică, machine learning, centru de transfer tehnologiei 3D în construcții industriale și civile. Da? Crearea unui centru de cercetare și transfer tehnologic în domeniul new media și artelor teatrale. Digitalizarea și securizarea informației. Deci, observați că marja de proiecte este destul de largă. Adică sunt proiecte de infrastructură, atunci când, de exemplu, este necesitate de a crea un Fab Lab sau un centru de utilizare colectivă pe machine learning sau pe robotică. Sunt și proiecte care vin mai mult pe componenta de, de cercetare, dezvoltare, dar cu implicarea mediului de afaceri, cum este deci acest, acest domeniu. Și lucrurile acestea vor continua, fiindcă acum se discută noile
regulamente privind fondurile structurale pe segmentul sau pe ciclu bugetar 2020-2027 și din toate, deci din cele 5 priorități pentru fonduri structurale, prima prioritate se numește For a Smarter Europe, pentru o Europa mai smart. Deci unde este inclusă și specializarea inteligentă și circa fiecare stat va fi obligat ca în jur de 35-45% din toate fondurile structurale alocate statului respectiv de către UE să le canalizeze pe această prioritate. Adică pe prioritatea... pe prioritățile care țin de specializarea în inteligență. Eu am o întrebare. Direcțiile date nu sunt validate dacă chiar creează profit sau nu. Adică ei au pus asta în strategia lor, au zis că noi o să ne mișcăm în direcția asta, dar nu se știe dacă ele chiar le aduc mult profit sau nu. Nu, deci ele au, vă spuneam, de partea de experimentare, dar și partea de risc pe care o implică. Ele fiind activități care rezidă din cercetare și inovare, dar nu poți prezici cu 100% probabilitate, mai ales că aceste soluții sau aceste tehnologii care stau la baza priorităților sunt în continuă schimbare. Deci ceea ce azi e în vogă sau ceea ce azi pare care o mâine pot să nu fie dintr-un considerent sau altul pot să nu mai fie viabil. Sau din contră, un semnal care nu a fost luat în considerare la început sau o tehnologie emergentă care nu a fost luat în considerare la început pot să cunoască o dezvoltare culminantă în anii următori. De ce odată la sau după 3 ani se face o evaluare intermediară a strategiei, iarăși în același format cu dumneavoastră, ca să vedeți cum evoluează nișa care a fost identificată. Da? Dar e clar că regiunile sau statele, de exemplu, italienii din regiunea Lombardă, iau un contor pe site-ul regiunii, unde în regim real puteți să vedeți câte locuri de muncă au fost create de către companiile care au participat în aceste proiecte, care este turnover-ul, cât au exportat. Adică e clar că interesul final al acestor investiții este generarea de creștere economică. Este generarea de impact la nivelul vieții persoanelor din regiunea respectivă. Deci asta ar fi, așa trebuie să finalizeze și procesul în cazul Republicii Moldova. Deci astăzi e clar că este prima iterație, vorbim de viziuni și vorbim de SWOT. Dar ulterior, în urma discuțiilor, în urma diverselor analize, e clar că nu vor fi doar focus grupuri. Atunci când există nevoie să fac și anumite studii în profunzime pe o anumită nișă care pare sau a fost identificată de către dumneavoastră sau unii considerați, pot fi desfășurate seminare interdisciplinare, cum ar fi ICT și sănătate sau ICT și agri-food. Atunci când există atât dumneavoastră sau cei de la AgriFood vor simți nevoia sau vor simți interesul de a dezvolta o nișă interdisciplinară. Vă mulțumim foarte mult pentru prezentare. Sper că...